Dimineața. Am fost de dimineață la sală. Astăzi nu mă simt foarte, foarte bine pentru că m-au luat alergiile. Cred că v-am mai povestit că eu sunt alergică la puf, praf, polen, nebunii. Și astăzi m-a luat alergie destul de rău. Am luat și un Claritin pentru că ajunsesem în punctul în care chiar nu mai puteam, adică nu mai puteam. Și sunt în punctul în care nu mai pot. O să fac acum un duș, să mă pregătesc și mergem la evenimentul Vichy de astăzi. Acest monstruleț al meu începe să treacă. Ieri și-a făcut, ieri a fost apogeul lui și-a făcut de cap. Fix ieri când am avut și shooting și eveniment și toate cele. Și astăzi deja începe să treacă. Mati doarme. O să intru la el să mă schimb. Să-mi iau hainele pentru azi. Și de asta după ce fac duș ca să-l deranjez minim posibil. Și mă gândeam că v-am tot zis că doarme, că doarme, dar vreau să vi-l arăt să-l vedeți când doarme, chiar așa de dulce când doarme, vine să-l mănânci. Și... niște porumbei pe casă. Ok? Am început să cânte gen... Bun. Bun, să fac duș și ne vedem după aia, da. Aici, în camera lui Mati, mereu vin să vorbesc aici cu voi când el doarme, că e mai ușor ca să nu-l trezesc. Da. Plus că are lumină bună. Și nu știu dacă mai țineți o minte, dar aici fiind dressing-ul, dacă mai știți clipurile mele vechi, când pereții erau albaștri și în spatele meu erau numai haine și filmam aici, fix aici așa filmam. Da, ce am mai ținut. Foarte drăguț, vremuri foarte, foarte drăguțe. Și cumva vlogurile astea mi-aduc aminte de vremurile alea și cum am și răspuns într-un comentariu. Decizia mea de a face aceste vloguri de 100 de zile a fost pentru că cumva simt că prin Insta Story și doar prin 7 din 7 nu am mai apuc să vorbesc cu voi chiar atât de mult. Și mi-era cumva doar și simțeam nevoia că trebuie să comunicăm mai mult și să ne conectăm mai mult. Bun, haideți că deja pierd vremea și este deja 10 și 4 minute și la 11 jumate. Ar trebui să fiu la eveniment, așa că trebuie să mă grăbesc. Te-ai trezit? Te joci cu plovărașul? Unde-i Mati? Unde-i Mati? Unde-i Mati? Eu. Unde-i Mati? Ce faci, mă? Băi! Băi! Te mănânc! Te mănânc! Te mănânc! Dă-i, dă-i, dă-i băiatule. Mănânc băiatul ăsta cu totul. Dă-i un pupic. Uitați, am plecat de la eveniment și înainte să merg acasă să filmez clipul pentru astăzi, mi-am dat seama că trebuie să mă duc și până la iShoot să cumpăr un fel de trepied pentru telefon, pentru că eu filmez foarte, foarte des cu telefonul, cu Samsung-ul,
diverse chestii, inclusiv IGTV-uri și așa mai departe. Și atunci, momentan, pur și simplu sprijin telefonul de tot felul de chestii. Și atunci am zis că, băi, ar fi cazul să-mi cumpăr un accesoriu pentru așa ceva. Plus că vreau să mai iau o chestie fie pentru corp, fie pentru cap, pentru GoPro. Ca atunci când merg pe bicicletă să pot să filmez și momentele respective. Pentru că am zis că ar fi un moment drăguț să vă arăt și ce se întâmplă pe bicicletă, în trafic, ca să zic așa. Și pentru asta am nevoie de GoPro. Și am să vă las, pentru că vreau să fiu foarte atentă la ce fac în trafic. Și ne vedem, hai, mă rog, ne vedem la iShoot. Bun, am fost la cumpărături. Și, în primul rând, vreau să vă zic că mi s-a părut super tare că cei de iShoot mi-au dat pungă biodegradabilă. Foarte tare, tot respectul. Deci tot respectul pentru treaba asta. Dă-i la mână. Haideți să vă arăt ce am luat exact. Cum v-am zis, vreau, eu am niște trepiede mici și unele mai mici, gen cu picioare mai lungi, și trepiede foarte mici, am și gorila podul. Și vreau să pot să pun telefonul pe acele trepiede, așa că am luat un capăt care să îl pun pe trepied. Și pe acel capăt o să înșurubez acest suport de telefon. Și o să pot să mă filmez foarte leger și foarte ușor cu telefon. Bun. După care, pentru GoPro, mi-am luat acest head strap. Practic se pune pe cap și aici o să fie GoPro și când merg pe bicicletă puteți să vedeți exact ce fac eu. Deci o să folosesc head strap. Mai aveam unul chiar de la GoPro, dar nu-l găsesc prin casă. Și am zis că decât până lui găsi eu pe ăla, n-ai știe pe unde e, un head strap în plus nu strică. Și i-am luat o Alex cadou. Nu știu dacă de fapt nu știți, de ziua lui am făcut cadou un Fuji. Pentru că i-a plăcut foarte mult Fujiul meu, s-a tot jucat cu Fujiul, îi pare că Fujiul face poze foarte frumoase și să știți că așa este, Fujiul face niște poze absolut superbe. Chiar dacă vreți review al Fujiului, chiar vă rog să-mi spuneți. Și i-am luat o lentilă, pentru că el are doar lentila kit 15-45. Și lentila kit nu e wow, adică e ok, face niște poze foarte ok, dar nu e mega wow. Și lui plac foarte mult, el nu e neapărat cu portretele, de exemplu mie îmi place foarte mult să surprind oameni în portrete și în poze. Lui nu, lui singurele portrete pe care le face sunt, adică îmi face mie poze aici, asta pentru că îl rog eu. Dar lui place să surprindă alte chestii, lui place arhitectura, lui place fotografia de stradă, peisajele îi plac foarte mult și atunci pentru el un, să zicem, un echivalent unui 35 este perfect. Și atunci am luat această lentilă de la Seven Artisans. Este o lentilă manuală și este o lentilă de 25 de 1.8. Este într-adevăr o lentilă manuală, dar nu o să aibă probleme. Abia mi se pare, tocmai mie mi se pare foarte bine faptul că e o lentilă manuală pentru că exersează focusul manual și o să se distreze cu chestia asta. Și ce să vă zic, și practic acel 25 devine un jur de 35-37 pe aparatul lui, spre 40 așa, dar arată super ok, e foarte ok, poate să scoată. Eu de exemplu am pe Fujiul meu, am o lentilă de 23, aia e lentila mea preferată și mi se pare perfect. Bun, vă las, eu o să mă duc acasă și ne vedem acasă. Acum mati doarme, pentru că trebuie să mâncăm ceva, că mi-e fomică, chiar mi-e fomică și trebuie să ne apucăm de lucru, de filmat și de editat și de toate cele. Știu că mă tot întrebați ce mănânc la prânz și vreau să vă arăt. Deci, o chestie super rapidă pe care o fac este să pun o linguriță de ulei de cocos. Așa, e fix o linguriță și uleiul de cocos pe care îl folosesc este acesta. Acum arată super dubios pentru că e cald afară și e gen topit. Așa. După care, ce am aici sunt legume fierte, pur și simplu gen broccoli, conopidă, morcov, fasole. E o amestecătură de legume. Și quinoa fiartă. Niște un semi. Quinoa fiartă. Și pur și simplu le pun acolo, pun puțin sos, vă arăt imediat, stați așa. Punem quinoa. Nu foarte mult, că nici nu pot să mănânc foarte mult. Așa.
ușor. Punem legume. Mai este un amestec de legume fierte aici. Așa. Amestecăm. În principiu. În general fac quinoa cu chestii. Adică îmi place foarte mult quinoa. Punem puțină sare. Așa și puțin sos de soia. Dar super puțin pentru că sosul de soia este foarte sărat. Gata, așa. Aș fi pus și piper, dar nu mai. Și asta e, aștept să facă și mănânc. And this is it. Așa arată. Puteți combina ce legume vreți voi, nu trebuie să fie neapărat ce v-am dat eu aici. Ideea e să puneți legume, cam asta e. Deci ca să înțelegeți, s-a cățărat singur aici. Și acum a văzut camera și s-a cățăr pe mine. Ce faci, mama? Ce faci, mama? Aoleu! Aoleu, ce faci? Ei! Ei! Ce faci? Ce mănânc? Stăm în țarc și ne jucăm. Da? Ne jucăm? Aoleu, ce faci? Ce faci? Unde te duci? Unde te duci? Unde te duci? Am văzut și nu râd de la cameră. Ce faci, mama? Opa! Opa! Ce faci? Ce acolo? Cicio! Acă-i băiatul, da? Da. Ce? Aoleu! Nu! N-ai mâna suficient de lungă! N-ai mâna suficient de lungă! Nu! 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 Ah! Ce bobo? Am editat vlogul. Mai am să văd exact cum să fac. Ah, m-am și demachiat. Mamă, deci chestia asta de aici? Bad, 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 nu știu. Bine, cred că vine perioada aia. Da, Alex a comandat de la Salad Box. Și probabil că o să stăm jos nită la Lucifer. Pentru că în această seară suntem amândoi ceva mai liberi. Adică eu postez vlogul și aia e. Și nici el nu are ceva de lucru. Și atunci stăm și ne uităm la un serial ceva. Am să fac doar thumbnail-ul pentru vlog. Mă uitam aici să văd ce ați mai zis pe Instagram. Mi-ați dat mesaje foarte drăguțe ieri. Chiar foarte, foarte drăguțe. Nici nu mai știu dacă v-am zis. Chiar, v-am zis că plecăm vineri la munte cu Samsung și cu BMW. Nu cred că v-am zis, da. Vineri plecăm la munte cu Samsung și cu BMW. Mamă, deci, jur, eu nu mă stau. Are rău că vă tot atrag atenția către el, dar... Vineri plecăm cu Samsung și BMW la munte. La Exces de Eleganță, care este un concurs de mașini de epocă. Nu știu dacă mai țineți voi minte, dar acum 7 ani, da, acum 7 ani, când aveam Nani vlogul, am fost la un dat la Sinaia și am dat de niște mașini de epocă. Și era așa un fel de expoziție de mașini de epocă. Și atunci nu știam exact care e treaba. Dar acum am făcut legătura și de fapt era concursul Exces de Eleganță care se ține în fiecare an la Sinaia. Și acum când am ocazia să particip la eveniment, mi se pare super mega tare. Și vreau să am niște outfit-uri drăguțe. Să vedem ce outfit-uri. Ah, și mâine seară avem și petrecerea unica. Avem... Mâine este o zi... fructoasă.
pentru că mâine mergem să filmăm cu Cătălina. La filmat cu Cătălina, să vedem cât o să pot eu să filmez. Hei, gata vlog. Vedem cât o să pot eu să filmez pentru vlog, pentru că vă dați seama, o să fiu acolo destul de ocupată filmând. Dar vedem, ne descurcăm. Și după aceea, la 5:30 am o întâlnire. Și după întâlnire trebuie să vin acasă să mă pregătesc pentru petrecerea unică. Și să pun vlogul. Am mâncat și acum ne uităm la seriale. La Lucifer. Și Alex stinge luminile prin casă. Da, e un episod tare interesant. Vreau să vă zic noapte bună și că ne vedem mâine. Încă o zi de vlog. Mâine începe, mâine o să fie o zi destul de greuță. Și foarte lungă și o să vedem cum o să decurgă. Mă pregătesc pentru cariera mea de circat. Ah! Tu! Tu! Da. O să murim de foame dacă ne hrănești tu cu cariera ta de circat. Can you stick to finance? Please! Da. Bine. Noapte bună, ne vedem mâine.